Acum vom vedea în ce stare se află Snickers și după 31 de zile în care i-am purtat zilnic. Oh my god. Acum în ultima perioadă i-am rupt. Vreau să port această pereche în continuu timp de o lună. Frumos. Yo! Sup? Care-i treaba? După cum puteți vedea în această cutie, ar trebui să știți ce perechi de sneaker se află. Nu de mult i-am luat de la curier, i-am verificat, am scos toate din cutie strict ca să vă arăt vouă ce pereche am aici și ce v-am pregătit. Astăzi, în timp ce așteptam perechea să vină de la curier, mi-a venit această idee de video. Este o chestie nouă pentru mine, chiar vreau să o fac. Așa că, haideți să vedem ce pereche am aici în cutie și să-i dăm drumul la challenge. V-am mai prezentat această pereche de sneakers, după cum puteți vedea, sunt luați de pe StockX. Avem această hârtie, I don't know. Iar aici avem perechea de Lost and Found, Jordan 1 Lost and Found sau Chicago colorway. Astăzi, începând de astăzi de fapt, începând cu această secvență a videoclipului, vreau să-i port timp de o lună. O lună care e 30 sau 31 de zile, încă nu am stabilit, voi vedea pe calendar câte zile sunt mai exact. Perechea asta arată splendid în realitate, îmi place foarte mult și cum arată acum pe videoclip și abia aștept să-i dăm drumul la challenge să purtăm aceste frumuseți. Lăsând poveștile la o parte și glumele și alte cele, eu zic să-i dăm drumul la challenge. Let's go! Voi alege șireturile negre, evident, pentru că mă îmbrac cu haine colorate, dar șireturile negre merg la mai multe chestii. Probabil vă voi da update pe zile, I guess, dar o să mă gândesc cum să fac să fie mai bine pentru videoclip. Vedem cum va fi pe parcurs, că degeaba acum eu îmi propun o chestie și probabil nu o să mai fac, așa că nu o sar în concluzii. De ce fac chestia asta? Nu o fac pentru vizualizări sau pentru orice altceva, o fac pentru mine. Acolo în spatele mi-am 3 perechi de sneakers pe care le-am cumpărat în ultimele 6 luni, aș zice, și nu le-am purtat deloc. Dacă aș face la fel cu această pereche, sigur că voi aștepta momentul potrivit până când voi purta această pereche. Momentul acela potrivit care probabil există doar la mine în cap, în realitate știu că nu există, prin intermediul acestui challenge zic eu, consider eu, că îmi impun astfel să port această pereche, să mă bucur de ea, că n-am cum să mă bucur de ea dacă stă pe raft, corect? Așa este ocazia să facem și acest challenge nebun. Am auzit povești că această pereche are color bleeding la vopseaua roșie, nu știu, sunt curios, sunt foarte curios dacă este adevărat sau nu. Sunt curios dacă o să-i pot să-i păstrez într-o stare bună, estetică. Voi încerca acest lucru, având în vedere că o să-i port zilnic. O să le pun branturi când nu-i port, ca să fie cât mai straight. Și nu știu, vedem. Sunt foarte curios cum va fi după 10 zile, după 15 zile, după 20 de zile. Poate renunț la asta, I don't know, pentru binele perechii. Damn! Sincer, ce mișto arată cu negru. Având în vedere că proveniența acestei perechi este de pe StockX, după cum puteți vedea, primul lucru, ca să îi facem undead stock, va trebui să-i rupem acest tag, așa, ca și la inaugurarea unui magazin. Bam! Curată! Frumos! So, acest tag va merge în cutia sneakers-ilor și îl vom păstra drept amintire. Perechea este gata de purtat și efectiv gen le vom purta. So, let's go. Până la urmă, i-am pus un șiret negru, un șiret alb. Probabil așa o să-i păstrez. Și acum m-am pregătit ca să-i port pentru prima dată. Va fi un outfit lejer, un hoodie, evident, cu Chicago Bulls roșu, niște baggy pants din ăștia. Așa că haideți să facem outfit-ul ăsta drăguț ca să începem corect acest challenge. So, let's go. Deci, în prezent, suntem la a patra zi de purtare și deja avem primele semne. Afară a plouat și văd că aici pe limbă... Oh my god! Asta e. Ne bucurăm de ei în continuare. Yo! Un update din nou în ziua 17. Sunt la București. În momentul de față, aici în camera de hotel, am telefonul încărcat, în aproape, în ce stare se află perechea. I-am purtat foarte mult timp și aici la București, zilnic. Acum, în ultima perioadă, i-am rupt, gen doar cu ei, am avut foarte multe drumuri de făcut pe aici, dar sincer, ia, nici n-am văzut frâna aia de acolo.
Da, deci ăsta e update-ul, jumătatea challenge-ului. Nu avea rost, sincer, nu avea rost să vară mai repede pentru că nu era mare diferență, dar acum începe să se vadă. Ia uitați scrisurile de aici din spate. Dar, sincer, se țin foarte bine. Continuăm challenge-ul, sunt foarte curios în ultimele zile. Abia aștept, dar oricum, perechea asta, top, deci e preferata mea, jur. Acum, mă aflu la Cluj. Mai avem o săptămână din challenge, frumoasele astea încă să țin bine. O să vă arăt oricum un close-up, să vedem aici la crack leather și la toate. Dragi de ei, în ultimii 5 ani de când sunt așa cu sneakers și mai nebun, nu am purtat vreo o pereche atâta de mult, așa consecutiv să zic așa. Poate o să-mi pară rău, nu o să-mi pară rău, nu cred. Dar, da, starea lor încă e destul de nașpa, dar după oricum după challenge-ul ăsta o să îi spăl și o să le dau o bine meritată pauză. Iată, cum ori mai văzut încă un alt oraș și mai avem puțin din challenge și terminăm. Se țin bine, se țin chiar foarte bine. Yo, guys, s-a terminat challenge-ul. Ce vreau să vă zic e că s-a ținut foarte bine. S-a ținut într-o stare foarte bună. Challenge-ul s-a terminat în urmă cu 2 zile, n-am apucat să filmez, dar acum vom vedea în ce stare se află sneaker și după 31 de zile în care am purtat zilnic. Haideți să vedem! Deci, în primul rând, acum pe final vreau să vă spun că a fost destul de greu din perspectiva în care am mai multe perechi și la un moment dat m-am plictisit să port aceeași pereche și evident tot outfit-ul să creez în jurul acestei perechi. Am făcut acest challenge deoarece eu de obicei când îmi cumpăr o pereche nouă de sneakers, după cum puteți vedea și acolo, tocmai ce mi-a ajuns era acea pereche, de obicei rămân în cutie și uite-i. Bine, poate sună puțin arogant faptul că am zis asta, însă e adevărat. De fiecare dată când îmi cumpăr o nouă pereche de sneakers, mă bucur foarte mult că am reușit să-mi cumpăr perechea, mă bucur când o primesc, însă după aia am o puțină reținere. Nu știu de ce, nu știu de unde vine această reținere, să port perechile noi. Și cu această ocazie am reușit să cumpăr această pereche mult dorită, după, nu știu, vreo 4 luni de când a apărut. Știam că dacă cumva nu încep să-i port și nu fac challenge-ul ăsta, vor rămâne în cutie și nu o să mă bucur de ei. Și am zis că, bă, nu se poate, trebuie neapărat să mă bucur de această pereche, că până la urmă de aia am luat-o să o port. Și cu această ocazie am zis să facem acest challenge interesant, să vedem în ce stare se menține această pereche. Vreau să vă spun că nu i-am spălat niciodată. O altă chestie interesantă, printul de pe tălpic, după cum puteți vedea, sper că se vede, încă este intact, însă am foarte multe scămoșeli aici în interiorul Adidasului. Și i-am purtat așa jumii-juma, unul alb, unul negru, la șireturi. Crack leather-ul de pe spate, o, focalizează-te. Așa, crack leather-ul de ce de pe spate s-o accentuat, mai am puțin negru, să zic așa, dar îmi place aspectul ăsta mai vintage. Sincer vă zic, acum, după cum i-am purtat, parcă arată mai bine așa folosiți față de cum arătau când eram noi. Nu știu, mă puteți contrazice dacă vreți. O chestie pe care vreau să vă menționez este că în aceste 31 de zile am mai purtat și alte perechi. Fie m-am dus cu bicicleta, fie am avut alte activități, cum ar fi alergat, sală și așa mai departe. Și evident nu vreau să distrug această pereche, dar timp de 31 de zile în fiecare zi am purtat perechea asta, cel puțin la un outfit. Și au fost activități de minim 2 ore, ce știu, facultate, chestii, mersuri, du-te încolo, vino încoace. Cel mai mult mă bucur că nu i-am zgâriat sau nu i-am rupt sau așa mai departe. La un moment dat am făcut un mini prank pe story-ul meu de pe Instagram. Am photoshopat aici că i-am zgâriat. Mi-au scris băieții că, bă, cum a reușit? Dar le-am spus până la urmă că a fost Photoshop și așa, să aibă grijă. Probabil, ultima dată când am purtat așa o pereche back-to-back, adică consecutiv, mai multe zile, cred că a fost înainte să înceapă toată nebunia asta cu sneakers și în 2015, pe atunci, când aveam doar două perechi de sneakers și ambele de culoare neagră, îmi cumpăram mai mult haine decât Adidas. Partea cea mai grea a fost să fac outfit-urile în jurul acestei perechi, a fost destul de greu, tot să por roșu, tot să asortez roșu ăsta, negru, alb și așa mai departe. Sincer, m-am plictisit deja din ziua 20, nu mai aveam niciun chef, nu mai aveam
așa, dar m-am ținut. Oricum la mine pe Instagram am salvat la repere toate outfiturile și videoclipurile. O să vedeți acolo One Month Challenge cu această pereche. Una dintre cele mai scumpe perechele mele din colecție și trebuia neapărat să fac ceva mai special cu această pereche specială. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip. Dacă ești pasionat de sneakers, de streetwear, de outfituri și așa mai departe, nu uita să-mi dai un subscribe, un follow pe Instagram și pe TikTok, pentru că sunt un mare entuziast al acestor chestii, iar împreună putem descoperi informații noi despre sneakers, despre haine, despre streetwear, despre ce vreți voi și tot împreună să ne bucurăm de această cultură creată în jurul sneakersilor. Aici a fost gazda noastră Dominic, să ne revedem cu mine la videoclipul următor. Let's go!